emoționante înainte de vacanța de vară pentru preșcolarii de la clasa pregătitoare A de la Colegiul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Ieri, micuții au pregătit pentru sărbare poezii, cântecele și dansuri, iar părinții au trăit cu emoție fiecare moment în parte. Câteva zile îi mai despart pe elevi de vacanța de vară, iar ultimile zile de cursuri din acest an școlar nu puteau să se încheie decât cu o sărbare. Preșcolarii au pregătit pentru sărbarea de final de an poezii și cântecele. Toate literele în carte sub privirea mea vorbesc, îmi spun că o să ajung departe, știu de acum să citesc. Doar așa voi crește mare de nebis ca un stejar. Ne-a fost greu, dar știm noi bine că nu a fost ușor, cititul scrisul, dragi părinți, nu se prind din zbor. Mie mi-a fost cel mai greu să învăț atent să stau 4 ore, ce spun eu? Eu pe 8 tot făceam, sunt și chiar culcat, chiar nu știu de ce greșeam, dar l-am corectat. Copiii au dansat și s-au bucurat de ultimile ore petrecute împreună înainte de vacanța de vară. Fiecare preșcolar a primit o diplomă de absolvire și o medalie din partea învățătoarei. Micuții au fost încântați de premiul primit. Ai primit o medalie? Da. Pentru ce? Pentru că am fost cea mai bună la toate concursurile Compere. Noastră învățătoare ne-a învățat cum să calculăm, cum să spunem poezii, să dansăm și să cântăm. Clasa pregătitoare a trecut foarte repede, iar în următorul an școlar, colectivul este deja format, spune învățătoarea. Tot anul am muncit și roadele muncii noastre se vor observa de-a lungul timpului. Sunt convinsă că anul viitor va fi mult mai ușor, deoarece noi am învățat să fim un colectiv. Elevii se vor întoarce la școală în septembrie.